Capitolul 3 Merg spre vest și spre sud. Obișnuiam să citesc cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi, de dimineața până seara târziu când mergeam pe câmp la muncă, îmi împachetam Biblia, o puneam în interiorul hainei și profitam de orice ocazie pentru a sta jos și a citi din ea. Noaptea îmi luam Biblia cu mine în pat și mi-o puneam pe piept. La început, nu mi-a fost ușor să citesc Biblia, pentru că primisem doar trei ani de educație. Mai mult, Biblia era în scrierea chineză tradițională, iar eu învățasem să citesc doar ideogramele simplificate. Am găsit un dicționar și, plin de sârguință, am început să caut ideogramele necunoscute. Astfel am avansat în citirea Bibliei. După ce am reușit să termin toată Biblia de citit, am început să învăț pe de rost câte un capitol pe zi. După 28 de zile învățasem pe de rost toată Evanghelia după Matei. Am citit repede celelalte trei Evanghelii, înainte să încep să învăț pe de rost cartea Faptele Apostolilor. Într-o dimineață, în jurul orei nouă, citeam primul capitol din Faptele Apostolilor. Am început să meditez la versetul din Faptele Apostolilor, capitolul 1, cu 8. Ci voi, veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Nu știam sigur cine era Duhul Sfânt. Am fugit să o întreb pe mama. Ea însă nu mi-a putut da o explicație. Mi-a spus simplu, Ți-am spus deja tot ce mi-amintesc. De ce nu te rogi să-i ceri lui Dumnezeu Duhul Sfânt exact așa cum te-ai rugat pentru Biblie? Mama mea era analfabetă și avea puține cunoștințe despre Biblie. Ea învățase să recite doar câteva versete pe care le auzise de la alți credincioși. Acela a fost un moment de cumpă în viața mea. Doream prezența și puterea lui Dumnezeu și realizam, de asemenea, cât de important este să cunoști cuvântul scris al lui Dumnezeu! M-am rugat lui Dumnezeu: Doamne, am nevoie de puterea Duhului Sfânt! Sunt gata să fiu martorul tău! După rugăciune, s-a revărsat bucuria Duhului Sfânt peste mine. O revelație adâncă a dragostei lui Dumnezeu și a prezenței sale mi-a umplut inima. Înainte nu-mi plăcea să cânt, dar în momentul acela de pe buzele mele curgeau o mulțime de cântece noi de închinare. Ulterior le-am scris pe hârtie. Aceste cântece sunt cântate și astăzi în bisericile de casă din China. Am început să aștept călăuzirea lui Dumnezeu, așa că s-a întâmplat un lucru minunat. Într-o noapte, în jurul orei zece, Înainte ca părinții mei să meargă la culcare, tocmai încheiasem un timp de rugăciune și învățasem pe din afară faptele Apostolilor, capitolul 12. În timp ce mă așezam în pat, am simțit dintr-o dată cum cineva mă bate pe umăr și am auzit o voce care îmi zicea: Iun, te voi trimite spre vest și spre sud ca să-mi fii martor crezând că e mama, am sărit din pat și m-am dus în camera părinților mei. Am întrebat-o, m-ai strigat pe nume? Cine m-a bătut pe umăr? Mama mi-a zis, niciunul dintre noi nu te-a chemat. Tu te înapoi la culcare. M-am rugat din nou și m-am urcat apoi în pat. După treizeci de minute am auzit din nou o voce clară care îmi spunea, Iun, Iun. Vei merge spre vest și spre sud să proclame Evanghelia. Vei fi martorul meu și vei mărturisi în numele meu. M-am ridicat imediat din pat și am zis mamei mele ce se întâmplase. Ea mi-a zis să mă duc din nou la culcare și m-am rugat să nu mai fiu așa de entuziasmat. Era îngrijorată să nu-mi pierd mințile. Am îngenuchiat și m-am rugat Domnului, Iisuse, dacă Tu îmi vorbești, atunci eu voi asculta. Dacă vrei ca eu să predic vestea bună, sunt gata să mă supun chemării tale. Dimineața următoare, în jurul orei patru, am primit un vis din partea Domnului. Am văzut același bătrân iubitor care îmi dăduse pâinea în viziunea anterioară. În timp ce se îndrepta spre mine, se uita în ochii mei și îmi spunea: Vei merge spre vest și spre sud pentru a proclama Evanghelia Domnului și îi vei fi martor. În viziune am văzut de asemenea o adunare plină de oameni. Bătrânul dădea dovadă de autoritate în fața mulțimii. Mi-a spus, tu le vei fi martor! M-am simțit neajutorat. În cadrul acestei întâlniri, a venit la mine o femeie posedată de demoni. Bătrânul mi-a zis: Puneți mâinile peste ea și scoate demonul afară în numele lui Isus. În vis, am făcut exact așa cum îmi zisese femeia a început să se zbată ca în chinurile morții, ca pe urmă să fie eliberată complet de forțele demonice ce o stăpâniseră. Toți oamenii erau uimiți, pentru că nu mai văzuseră așa ceva niciodată. Deodată, un tânăr a ieșit din mulțime și a întrebat, Tu ești fratele Iun?" Frații și surorile noastre postesc și se roagă pentru tine de trei zile. Ne dorim să vin în mijlocul nostru, să ne predici Evanghelia. Avem foarte mare nevoie de tine în satul nostru. Tânărul mi-a zis numele, vârsta și satul său natal. Am fost profund mișcat și i-am promis: Voi veni în satul tău mâine. În zorii zilei, i-am chemat în grabă mare pe părinții mei și le-am spus că voi predica Evanghelia, pentru că așa mi-a poruncit Isus Hristos. Mama m-a întrebat unde aveam de gând să merg. I-am răspuns: Aseară mi A seară Dumnezeu mi-a vorbit de trei ori. El mi-a zis: Tu te spre vest și spre sud să predici Evanghelia. Eu mă voi supune chemării Divine. Știam că visul pe care l-am avut era de la Dumnezeu, așa că am fost sigur că lucrurile se vor întâmpla exact așa cum mi-au fost arătate în el. I-am spus mamei mele, după ce voi pleca de acasă azi, va veni la noi un tânăr din sud, are 24 de ani, va purta o cămașă albă și pantalon gri, peticiți la ambii genunchi creștinii din satul său se roagă și postesc de trei zile pentru ca eu să merg să le mărturisesc despre Domnul. L-am întâlnit pe acest om în vis azi dimineață. I-am promis că mă voi duce cu el spre vest și spre sud. Mama nu a înțeles despre ce vorbeam, așa că i-am zis simplu. Un tânăr pe nume Yujin Chai va veni la noi acasă azi. Te rog să rămâi acasă și să-l întâmpini nu îl lăsa să plece până nu mă întorc. În acea dimineață am plecat din satul meu natal și am început să merg spre vest. Când am trecut peste un pod, am întâlnit un bătrân creștin al cărui nume era Yang. M-a întrebat unde mă duc. I-am răspuns, azi dimineață Dumnezeu mi-a vorbit de trei ori. El dorește să vestesc Evanghelia în vest și în sud, Inima fratelui Yang a fost adânc mișcată. Mi-a povestit, mă aflam în drum spre tine. Mi-a fost încredințată slujba de a veni să te iau un vest, în satul Gao, unde vei împărtăși Evanghelia. Frații și surorile de acolo au auzit cum te-ai rugat și ai primit o carte cerească. Vrem să vii și să ne împărtășești cuvintele ei. Ne-am rugat și am postit pentru tine timp de trei zile ei m-au trimis să te aduc în mijlocul nostru. Pentru că era în perioada recoltei, când am ajuns în satul acela, toată lumea lucra pe câmp. Dar când fratele Yang le-a spus, acesta este omul pentru care v-ați rugat, ei și-au pus toți uneltele jos și-au fugit spre noi. Am intrat într-o casă. Eu m-am așezat jos pe podea, iar ceilalți s-au îngrămădit în jurul meu. Eram cam emoționat, pentru că nu mai vorbisem până atunci unui grup de oameni. Treizeci sau patruzeci de oameni se uitau insistent la mine, căutându-mă cu ochii și tânjind după cuvântul lui Dumnezeu. Erau înfometați după adevăr. Câțiva dintre oamenii din satul Gao erau creștini, însă marea majoritate nu crezuseră încă în Domnul Isus. Am stat în mijlocul lor, cu ochii închiși și cu Biblia deasupra capului. Am declarat: Aceasta este Biblia! Îngerul Domnului mi-a trimis-o ca răspuns la rugăciunea mea. Dacă doriți să primiți o Biblie, va trebui să vă rugați și să-l căutați pe Domnul așa cum am făcut-o eu. Toți se uitau la mine mirați și cu gura căscată. Modul în care Dumnezeu mi-a trimis Biblia le-a produs multă uimire. Doreau să le împărtășesc învățăturile Domnului. La vremea aceea nu știam ce înseamnă să predici. Știam doar să recit capitolele din Biblie memorate, așa că le-am recitat cu voce tare întreaga Evanghelie după Matei, de la capitolul 1 până la capitolul 28. Nu am știut dacă oamenii au înțeles sau nu ceea ce le-am spus. Pentru ca nu cumva să mă încurc sau să uit ceva, am recitat repede și fără întreruperi capitolele memorate. Când am terminat, am fost un plu de Duhul Sfânt și am cântat câteva cântece inspirate din Scriptură pe care nu le învățasem niciodată înainte. Când mi-am deschis ochii, am observat cum Cuvântul lui Dumnezeu îi captivase pe toți. Duhul Sfânt îi convingea de propriile păcate. Au îngenuchiat cu toții și s-au căit, plângând amarnic. În acea seară, deși aveam doar șaisprezece ani, am devenit conștient de puterea Cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când îl împărtășim cu o inimă arzătoare. Mulți oameni sunt atinși de el. La acea primă întâlnire, datorită puterii lui Dumnezeu, zeci de oameni și-au predat viața lui Isus. M-au rugat să mai rămân și să le citesc din Biblie. Eu le-am răspuns: Dumnezeu mi-a spus că trebuie să merg și în Sud să-i fiu martor. Dar această afirmație nu i-a mulțumit, și nu m-au lăsat să plec așa că am rămas și le-am recitat primele 12 capitole din Cartea Faptele Apostolilor. Le-am promis că după ce voi memora mai mult din Biblie, mă voi întoarce în satul lor ca să le recit ceea ce am învățat. În timp ce mă pregăteam să plec din satul Gao, o tânără a venit la mine și m-a întrebat, Ai spus că te îndrept spre sud? În ce sat mergi mai exact?" i-am zis, În sud locuiește un bărbat cu numele de Yu Jing Chai. I-am promis azi dimineață că mă voi duce cu el în satul său. Femeia a fost surprinsă și m-a întrebat dacă îl cunoșteam. I-am răspuns, Da, îl cunosc. I-am întrebat, Unde l-ai întâlnit? Eu i-am explicat, L-am întâlnit într-un vis pe care Dumnezeu mi l-a dat azi dimineață. A început să plângă în fața mea zicându-mi: „Iuțința este fratele meu. Această sora a fost prima din familia ei care a venit la credință. Pe urmă i-a condus pe mama și pe fratele ei la Domnul. Deși locuiau în localități diferite, cei trei se rugaseră și postiseră pentru mine timp de trei zile. Dumnezeu le a aranjat pe toate așa cum doar el poate să o facă. Duhul Sfânt lucra într-un mod atât de minunat. Locuitorii satului Gao și-au luat rămas bun de la mine plin de dragoste și cu ochii în lacrimi. Când am părăsit satul pentru a merge acasă, mi s-a întâmplat ceva uimitor. Satul Gao se află la o distanță de aproximativ șase kilometri de satul meu. Pentru că drumul se află de-a lungul unor poteci înguste, poate dura chiar două ore pentru a parcurge distanța dintre cele două sate. Știam că probabil Yu Jing Chai mă așteaptă acasă, așa că m-am decis să fug spre casă pentru ca așteptarea lui să nu fie lungă. În timp ce fugeam, recitam versete din Biblie cu voce tare și nu eram foarte atent pe unde fugeam. Dintr-o dată, deși nu am simțit sau observat că s-ar fi întâmplat ceva anume, m-am văzut intrând în satul meu natal, fără să fi trecut timpul. Drumul care trebuia să dureze câteva ore a durat doar câteva momente. Această experiență este greu de explicat, dar de asemenea greu de uitat. Eu cred că Dumnezeu a înfăptuit o minune ca aceea din faptele apostolilor, capitolul 8, cu 39 și 40, când Duhul Sfânt l-a transpus pe Filip. Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie, Filip se afla la azot de unde s-a dus până la cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Când am ajuns acasă, mama era plină de bucurie. Ea nu mă striga pe numele meu, ci Samuel. Striga, Samuel, Samuel, tânărul de care mi-ai povestit azi dimineață, Yu Jing Chai, a venit în vizită. Era îmbrăcat exact așa cum mi l-ai descris. Eu am întrebat-o unde era, dar mi-a răspuns că plecase deja. Am exclamat, O, mamă, te-am rugat să te asigur că nu va pleca. I-am promis în vis că mă voi duce cu el și voi predica Evanghelia în satul lui. Nu-ți face griji. Ai răbdare și lasă-mă să termin de vorbit. Când a venit acest băiat drag în vizită în după masa aceasta, am știut că e vorba de tânărul de care mi-ai povestit azi dimineață. Numele lui era într-adevăr Yu Jing Chai. Când l-am întrebat dacă numele lui e Yu, a rămas foarte surprins și m-a întrebat de unde îi cunosc prenumele. Apoi l-am întrebat, Ești Yu Jing Chai? El s-a speriat și m-a rugat să-i mărturisesc de unde îi știu numele întreg. L-am întrebat mai departe, Ai venit să-i ceri fiului meu să meargă cu tine în sud pentru a vesti Evanghelia?" Fratele Iu era înmărmurit de uimire și a întrebat, De unde știi aceste lucruri?" Mama i-a explicat, Frații și surorile tale s-au rugat și au postit deja timp de trei zile pentru ca fiul meu să meargă și să vă predice Evanghelia. Fiul meu ți-a promis deja că va merge cu tine, dar el a plecat spre vest azi dimineață și va ajunge acasă la Sfințitul Soarelui. Vrei să iei loc și să bei un pahar cu apă? Când a auzit eu cuvintele mamei mele, a fost atât de fericit încât s-a întors și a fugit spre casă. S-a grăbit atât de tare încât și-a uitat pălăria de paie la noi. A promis că se va întoarce la apusul soarelui după mine. În acel moment, exact când soarele era pe punctul de a apune, Jin Chai a intrat în curtea noastră. Era plin de transpirație din cauza fugii. Arăta exact așa cum îl văzusem în visul meu din noaptea trecută. I-am luat mâna și i-am zis, Ești fratele Iu. Tu te-ai rugat împreună cu alți credincioși timp de trei zile ca să vin la voi. Te-am întâlnit azi dimineață în vis. Isus te iubește. Voi merge cu tine." Ne-am îmbrățișat și am plâns împreună. Mama nu se mai îndoia de sănătatea mea psihică. După ce și-a întins mâinile peste noi și ne-a binecuvântat, am pornit prin întuneric spre satul său din sud. Când am ajuns acolo, am început din nou să recit în fața oamenilor toate versetele memorate din Biblie. În acea zi, a început să se răspândească focul evangheliei în zona noastră. Nu numai că a început să ardă în vest, dar și în sud. Ulterior ne-am confruntat cu persecuții și suferințe din cauza credinței noastre, dar în acele vremuri de început totul era dulce și minunat. Dumnezeu și a revărsat Duhul Său peste multe suflete disperate. Aceștia beau din apa cuvântului lui Dumnezeu ca niște oameni însetați în deșert. Deși eram doar un adolescent, Dumnezeu mi-a dat posibilitatea să aduc mai mult de 2000 de suflete la Hristos în primul meu an de credință. În acele vremuri de început, înțelegerea mea cu privire la vest și sud. Era limitată la acele zone de lângă satul meu natal. Treptat, prin harul Domnului, acel teritoriu s-a extins pe parcursul anilor până ce a inclus întreaga China și chiar națiunile din exteriorul acestei țări. Când l-am împărtășit pentru prima dată pe Hristos în satul Gao, Dumnezeu mi-a dat cântece inspirate din Scriptură pe care le-am cântat în fața oamenilor. Ei și-au notat cuvintele pentru ca să și le amintească. Unul dintre cântece era inspirat din Evanghelia după Matei, din pasajul în care Isus ne spune că dacă cineva ne lovește peste obrazul drept, noi trebuie să-i întoarcem și celălalt obraz. Un alt cântec ne învăța cum trebuie să ne bucurăm atunci când suntem persecutați pentru Evanghelie, iar un altul ne sfătuia să nu fim niciodată ca Iuda, care și-a trădat stăpânul. Atenția autorităților a fost atrasă de numărul mare de oameni care au devenit creștini. Toți creștinii din satul Gao au fost arestați și duși la secția de miliție. Ofițerii au vrut să știe. Cine v-a făcut cunoscut numele lui Isus? Cum ați ajuns toți să credeți în această superstiție? Credincioșii erau plini de o bucurie nemărginită. Singurul lucru pe care îl spuneau era... Nu vom fi ca Iuda! Nu-l vom trăda pe Domnul Isus! Ofițerii au început să-i bată, dar aceștia se bucurau mai mult. Ei spuneau: Vă rog, domnule, loviți-mă și peste celălalt obraz! Creștinii râdeau și se bucurau. Ofițerii au obosit într-un final să-i tot bată și au zis: Voi, creștinii, sunteți cu toții nebuni! după o ultimă avertizare, i-au trimis pe toți acasă.